De ce este așa greu să stabilim data alegerilor? Cred că cei de la guvern sunt în măsură să răspundă la întrebarea asta. Eu văd o procedură simplificată, de altfel, cu termene reduse, mult mai simplă decât cea care se dă, acea hotărâre de guvern pentru organizarea alegerilor la termen. Probabil că în momentul de față, din câte am înțeles, dar mult mai clar vă pot răspunde cei de la Ministerul de Interne, probabil se adună toate situațiile similare din țară, unde localități au rămas fără primari, pentru a organiza în toate aceste alegeri, o singură dată, aceste alegeri parțiale. Pentru că e total ineficient dacă de săptămână de săptămână ai organizat câte un ciclu de ăsta care... Nu mai vorbim de costuri, de altfel. Din câte știu, aceasta este ideea pe care se merge la guvern, să se adune toate localitățile din toată țara unde sunt situații similare și să se organizeze un ciclu de alegeri parțiale peste tot. Cum ar trebui să arate atunci candidatul Partidului Național la primăria sectorului 5 din punctul dumneavoastră de vedere? Trei, nu știu, chestiuni pe care ar trebui să le îndeplinească. Trei condiții? Trei condiții. Cel puțin trei condiții. Prima dintre ele este legată de imagine și moralitate. Trebuie să fie un om impecabil din punct de vedere al conduitei publice și al bunei reputații. Doi la mână, trebuie să fie un om cu reale competențe și experiență, de ce nu poate, în zona administrației publice locale, pentru că conducerea unui sector echivalează, din punctul meu de vedere, cu conducerea unui municipiu, reședință de județ. Și în ultimul rând, să-i spune, sau nu știu, luați-o, ordinea chiar nu contează, trebuie să fie un liberal autentic. Deci un om membru care, PNL. Un om, da, în mod evident clar, membru PNL, un liberal autentic care să vină acolo cu bagajul, sau cel puțin modul în care, sau pretenția pe care avem noi că liberalii pe zona administrației publice locale, și sunt exemple peste tot în țară, sunt oameni foarte, foarte buni. N-am să încep lista, dar trebuie să o fac cu domnul Boc, cu domnul Bolojan, cu oameni care, știți bine, au făcut onoare Partidul Național Liberal în aceste funcții de primar. Deci, în mod clar, trebuie să fie membru PNL. Da. Vă întreb și pentru că au existat, probabil ați citit și dumneavoastră, diverse informații apărute în spațiu public. Una dintre ele, o variantă, ar fi fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu. A apărut o variantă. Nu știm dacă e cumva inclus în acest sondaj pe care îl face intern Partidul Național Liberal pentru primăria sectorului 5. Nu și n-aș comenta speculații de presă, pentru că nume s-au vehiculat foarte mult. Eu îl apreciez pe Ilie Dumitrescu. Pentru o perioadă am fost un om cu activitate în zona sportivă, știți bine. Dar de aici până să vă confirm eu că Ilie Dumitrescu ar putea fi candidatul liberal, este foarte, foarte mult, foarte mare distanță. De asta spun, nu vă ofer niciun fel de nume, nu există în momentul de față o listă sau vreo decizie a PNL în legătură cu aceste lucruri. Vom avea la timpul potrivit, eu cred, soluția pe care o să avansăm în public și cu siguranță va fi membru PNL. Apropo. Singurul care și-a anunțat candidatura în mod oficial, îl avem și pe, de fapt, al doilea care și-a anunțat candidatura în mod oficial, este Vlad Popescu Piedone, fiul fostului primar. Da. Ce părere aveți? L-ar susține Partidul Național Liberal? Nu este membru PNL, dar poate se face o excepție, nu știu. Vă dați seama că nu pot să angajez eu în momentul de față discuții în legătură cu chestiuni de genul ăsta. Eu vă pot exprima o opinie personală. Vă rog. Nu-i cunosc activitatea fiului domnului Piedone. Îi cunosc, în schimb, activitatea fostului primar Piedone. Așa că n-aș putea să fac apreciere despre o eventuală candidatură legată de un om asupra căruia pur și simplu nu am niciun fel de date. Într-adevăr, s-ar putea să fie un avantaj pentru fiul domnului Piedone această candidatură, faptul că e fiul lui fostului primar Piedone. Există speculații și la nivel de presă și la nivel politice că tatăl ar putea să transfere fiului capitalul electoral, dar nu cred în lucrul ăsta, mai ales în București, pentru că electoratul din București este un electorat informat, un electorat educat,
Am mai auzit chestiuni de-astea de family business în politică, dar mai degrabă cred Se că practică în în... zona rurală poți influența un electorat în așa fel încât să-ți transferi unui membru al familiei tale toate voturile, atât și nimic mai mult. S-ar putea ca fiul domnului Piedone să fie un foarte competent om și bun în zona administrației, cum la fel, nu știu, s-ar putea să fie înțeleg că este coleg în Camera Deputaților, foarte bun parlamentar. Despre activitatea tatălui, Piedone, ce puteți spune? Că spuneți că o cunoașteți. Cam cum ați cataloga activitatea pe care a avut-o fostul primar? La nivel de administrație publică, cu siguranță a fost un om care s-a evidențiat. Activitatea unui primar se traduce prin siguranță publică, șosele, drumuri, spitale, școală, spații verzi, lucruri care țin de viața imediată, de lucruri apropiate vieții cotidiene a Practic, ce cetățenilor. lasă în urmă când se trage linie, că cam așa e. Acum există, evident, și alte aspecte care țin de activitatea domnului Piedone, pentru care înțeleg că acum plătește urmarea unor decizii ale instanțelor. Așa că, pentru mine, ca și cetățean, în egală măsură, ambele sunt la fel de importante. Nu sunt adeptul lozincii, domne, a furat, da, și făcut. Asta ar trebui să dispară din toată societatea românească, nu de peste tot. De asta cred că, odată epuizată această etapă a domnului Piedone în cadrul primăriei, trebuie să trecem și noi la un nou capitol și să alegem un primar la 5, într-adevăr, care corespunde din ambele puncte de vedere, și din punct de vedere al activității în administrație, și din punct de vedere al conduitei și al moralității.